India este cea mai mare țară din sudul Asiei și se află pe locul 7 ca suprafață în lume. Populația Indiei, de aproximativ 1.300.000.000 de locuitori, este în continuă creștere, fiind a doua cea mai numeroasă pe plan mondial după China. India este pe primul loc în lume la accidentele rutiere. Rata natalității este în scădere. Copii și tineri până în 19 ani reprezintă 40,7% din totalul populației. În ultimii ani, populația Indiei a cunoscut o puternică migrație din zona rurală înspre marile orașe. Potrivit unor sondaje din anul 2011, în India există 53 de aglomerații urbane cu o populație de peste 1 milion de locuitori, dintre care cele mai mari sunt orașele Delhi, Mumbai, Calcuta și Chennai. Un studiu efectuat tot în anul 2011 arată că cea mai mare parte a populației, 1,1 miliarde, este hindusă, urmată de islamici, 172 de milioane, și de creștini, 28 de milioane. Restul indienilor sunt practicanți ai religiilor Sikh, Jainism, Budism, Zoroastrism și Bahai. India este o republică federală formată din 29 de state și 7 uniuni teritoriale. La conducerea Indiei se află momentan partidul Bharatiya Janata, în frunte cu prim-ministrul Narendra Modi. Alegerea prim-ministrului Modi în 2014 a fost văzută de mulți observatori ca o acceptare tacită a naționalismului hindus. Guvernul actual îi privește pe creștini ca pe o amenințare la adresa națiunii, din cauza creșterii numărului lor și a prezenței lor puternice în regiunile tribale. Numărul incidentelor violente împotriva creștinilor a crescut dramatic din mai 2014, când Narendra Modi a devenit prim-ministru. Deoarece guvernul refuză să ia măsuri adecvate, radicalii hinduși consideră că pot ataca creștinii cu aparent puține consecințe. Lucrurile au și o parte politică în India prin partide extremiste care au scopul acesta. Au scopul acesta de a face India o țară în totalitate hindusă, în care oamenii se închină numai la idol și nu la alți Dumnezei. În anul 2019, India s-a ridicat pe locul 10 ca nivel de persecuție împotriva creștinilor, conform Indexului Mondial de Persecuție elaborat de organizația Open Doors. Creștinii experimentează persecuție și în zonele unde populația majoritară este musulmană. În regiunile mai sărace ale țării, cum ar fi Bihar sau Jharkhand, maoiștii rebeli de asemenea persecută creștinii. Așadar, să fii creștin azi în India este mai periculos ca niciodată. Radicalii hinduși intenționează să elimine din țară, până în anul 2021, atât creștinii cât și musulmanii. Liderul grupului Dharam Jagran Samiti, un grup care se axează pe activismul împotriva convertirii religioase, a declarat: "Obiectivul nostru este ca India să fie Hindurashtra, o națiune hindusă, până în 2021. Musulmanii și creștinii nu au niciun drept să rămână aici, deci ei vor fi fie convertiți la hinduism, fie vor fi obligați să plece de aici." În contextul politic actual, multe din statele Indiei au fost deja cucerite. Au fost deja cucerite de partidele acestea extremiste. Asta explică de ce în India au urcat atât de repede pe scara persecuției. Și va mai urca dacă lucrurile vor continua în felul acesta, și se pare că vor continua. Începând cu anul 2014, când prim-ministrul pro-hindus Modi a venit la conducere, guvernul a revocat autorizația mai mult de 11.000 de organizații non-guvernamentale care acceptau fonduri internaționale. Mai multe grupuri radicale hinduse au acuzat organizațiile de caritate creștine că vor să îi convertească pe hinduși. Misionarii creștini trimiși sunt de asemenea în mare pericol. Au multe organizații sociale care primesc bani de la guvern și care de fapt propaghează hinduismul, care pătrund în diferite pături sociale, îi recrutează pe activiștilor. În multe state ale Indiei sunt legi împotriva convertirii. O persoană nu se poate pur și simplu hotărâ pentru Domnul Iisus, trebuie să declare la judecătorie, la primărie, și numai dacă îi se permite, poate să îi se schimbe religia. Fratele Ioan Mateiaș face parte dintr-o adunare creștină după Evanghelie din București și este implicat în lucrarea din India încă din anul 2004. Este căsătorit cu o indiancă de origine nepaleză. Cum ați înțeles chemarea Domnului de a merge
în misiune și în mod special în India și în West Bengal. Am înțeles chemarea asta de a veni în India, în West Bengal, treptat. Da. Cum spune Dumnezeu, Domnul Iisus în Evanghelie, se zidește o casă, da? Dumnezeu tot așa zidește o carieră de misionar. Lucrarea principală pe care o face fratele este evangelizarea și plantarea de biserici. Alte lucrări în care sunt implicați cei doi sunt evangelizare prin film, împărțire de tractate, vizite la frați, afișe cu versete, lecții și meditații cu copiii din vecinătate. De asemenea, familia Mateiaș are grijă de mai mulți copii neajutorați. Îi ajută pe copiii care provin din familiile defavorizate să se dezvolte atât din punctul de vedere al educației, cât și al cunoașterii lui Dumnezeu. Locul unde se desfășoară proiectul este locuința fraților misionari, în care mai mult de 25 de copii sunt îngrijiți 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână. Care a fost primul pas? Sau prima cărămidă? Prima cărămidă a fost pusă în țară, prin implicarea în lucrarea din adunare, în sate, vestirea Evangheliei, și, bineînțeles, prin chemarea care Dumnezeu a pus-o în sufletul meu de a vesti Evanghelia la persoane care încă nu au auzit despre Domnul Iisus. Prin harul Domnului, fratele Ioan a reușit să planteze o adunare într-o zonă foarte săracă a orașului în care locuiește, adunare pe care o păstorește la momentul actual. Din această adunare s-au format alți slujitori, care acum îl ajută pe fratele Ioan în diferitele lucrări pe care acesta le desfășoară. Ei sunt implicați în evanghelizare, în păstorirea adunărilor plantate în satele din prejurul orașului, îngrijirea copiilor orfani și multe altele asemenea. Dacă ar fi să vă gândiți la o nevoie mare pe care o aveți aici, care ar fi sau care ar fi cea mai mare nevoie pe care ați avea aici în lucrare? Înțeles că nevoia cea mai mare este ca fermierul care lucrează la câmp, la cațăranul, după când muncește din greu și pune sămânța în pământ și trudește și îi scoare, curge sudoarea, este să vadă roadă venind. Asta este ceea ce tânjesc. Pentru asta eu tânjesc roadă. Prin rugăciune, noi putem să jucăm un rol cheie în lucrarea lui Dumnezeu printre oamenii care încă nu au fost câștigați pentru Hristos, chiar dacă nu putem merge pe câmpul de misiune. De aceea, încurajăm adunările să formeze grupuri de rugăciune al căror scop să fie mijlocirea constantă înaintea lui Dumnezeu pentru misionarii români și lucrarea lor, precum și pentru creștinii de pretutindeni care trec prin persecuție sau situații dificile. Dacă Dumnezeu ți-a vorbit și vezi nevoile care sunt pe câmpul de misiune, nu ezita să treci la acțiune. Una dintre marile nevoi ale misionarilor, mai ales în contextul actual, este nevoia de încurajare. E important ca frații să știe că nu sunt uitați, că cineva se interesează de ei și se roagă pentru ei. Pentru comunicare, puteți folosi e-mail, WhatsApp, Messenger sau alte canale de comunicare. Dacă Dumnezeu vă vorbește și doriți să vă implicați în India pe termen scurt, sunteți bineveniți. A merge în sprijinul fraților care slujesc pe câmpul de misiune ajută mult la răspândirea Evangheliei și la extinderea împărăției lui Dumnezeu. În India este mare nevoie de lucrători care să vestească Evanghelia. Dacă Dumnezeu v-a înzestrat cu daruri în această privință și dacă aveți o inimă pentru răspândirea Evangheliei și pentru mântuirea oamenilor, puteți fi de mult folos în această lucrare. După cum am arătat mai devreme, fratele Ioan îngrijește de mai bine de 25 de copii orfani. Le dă de mâncare, îi îmbracă, îi trimite la școală și îi învață din cuvântul lui Dumnezeu. Nevoile, atât fizice cât și spirituale, sunt mari. Pentru îngrijirea acestor copii și pentru a ajunge și la alți copii din zonă, frații au nevoie de ajutor. Dacă aveți și pregătire medicală, cu atât mai bine. Din cauza condițiilor de trai, în India sunt foarte mulți oameni bolnavi care nu se tratează. Fratele Ioan organizează tabere medicale cu prilejul cărora se vestește Evanghelia celor care vin la consult. Frații misionari au mare nevoie de o echipă, formată din oameni temători de Dumnezeu și dedicați lucrării, care să-i ajute în proiectele evanghelistice pe care le desfășoară. În mod special, în adunarea plantată de fratele Ioan în oraș, este nevoie de frați care să aibă dar de învățătură sau de păstorire, ca să ajute biserica să se dezvolte spiritual și să poată fi o mărturie pentru oamenii nemântuiți. Ne rugăm ca Dumnezeu să miște inimile fraților din România,
ca să înțeleagă această nevoie și să acționeze. De asemenea, este nevoie de cineva care să se implice full-time în lucrarea medicală. Mulți oameni ar dori să se trateze, dar din pricina lipsei medicilor, se chinuie ani de zile fără să cunoască vreo ameliorare. Dacă simțiți chemarea sau povara de a sprijini această lucrare, nu ezitați să luați legătura cu agenția Kairos. Cuvintele rostite de Domnul Iisus, "Mare este secerișul, dar puțin sunt lucrătorii", sunt valabile și pentru India. Ne rugăm ca Domnul Secerișului să scoată cât mai mulți lucrători destoinici la secerișul Lui, pentru ca Evanghelia să ajungă până la marginile pământului și oamenii să fie mântuiți. Dar cum vor chema pe acela în care n-au crezut? Și cum vor crede în acela despre care n-au auzit? Și cum vor auzi despre el fără propovăduitor? Și cum vor propovădui dacă nu sunt trimiși? După cum este scris, cât de frumoase sunt picioarele celor ce vestesc pacea, ale celor ce vestesc Evanghelia. Epistola către Romani, capitolul 10, versetele 14 și 15.